Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Apune soarele peste prima zi de după praznicul așezării Sfintei Cruci la îndemâna noastră, în jumătățirea postului celui mare al Învierii Domnului Hristos. E semnul de milostivire a lui Dumnezeu, de întărirea noastră și, dacă vreți, este semnul de încercare de a ne aduce aminte ce biruințe ne așteaptă și că toate se cer trecute prin cruce. De altfel, sfinții pe care i-am pomenit astăzi, mucenicii din mănăstirea Sfântului Mucenic Sava din pustia de lângă Ierusalim, ne aduc ei și aminte de cât de greu, cât de important și cât de infinit important devine purtarea crucii pentru fiecare dintre noi în condițiile existenței, în condițiile fiecărei vieți, a fiecărui om, a fiecărei secunde din viața unui om. Suntem, vă invit, într-o plimbare liniștită, sper, chiar dacă un pic atinsă de vânt și de zgomot, prin Parcul Submarin, în Sibiu. Iar astăzi, pentru povestea serii, avem la îndemână Psalmul 64. Ție se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, și ție ți se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea, către tine tot trupul va veni. Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi și nelegiurile noastre tu le vei curăți. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit, locuiva în curțile tale. Vestea continuă așa, cuvântul psalmului, tonul psalmului continuă așa, dar trebuie să vă spun că aceste versete, fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit, locuiva în curțile tale, sunt cuvintele de mângâiere așezate, nu de puține ori, la îndemâna noastră, în binecuvântata slujire a înmormântării. De fapt, psalmul întreg este legat de modul în care, șezând în pământ străin, neamul Israel nu și-a pierdut nădejdea în Sion. Din Babilon până în Sion, lacrimile s-au întins, dar și nădejdea, făcând de fiecare dată din Sion locul întoarcerii acasă, locul în care de fiecare dată știau că îi va cerceta Mesia. Nu știm acum și nu vom ști poate niciodată ce a fost în sufletul lor de ce atunci când Mesia i-a cercetat, nu l-au recunoscut. Dar trebuie să reținem aceste cuvinte: ne vom umple de bunătățile casei tale, sfânt este locașul tău, minunat în dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. E taina aceasta care mișcă inima spre Sion, spre întâlnirea cu Ierusalimul, locul către care ne grăbim și noi să mergem în postul acesta al Sfintelor Paști. Suntem de fiecare dată chemați ca dinaintea oricărei tulburări, dinaintea oricărei provocări, să păstrăm linia și inima noastră, linia drumului nostru și inima noastră, să le păstrăm lipite așadar de Sion, să trăim împreună bucuria Ierusalimului pe cale, privind de departe taina cea mare, bucuria cea mare a Învierii dăruită nouă. Pentru că postim, dar știm că postim pentru că ne întâlnim cu Înviatul. Mâine este o nouă zi.